Bună ziua, dragii mei! Sunt Mihaela de la Șandor și vă propun să vorbim astăzi, în cadrul capitolului Organizarea sistemului nervos la om, despre neuron. Sistemul nervos este compus predominant din țesut nervos, iar acesta este alcătuit din două tipuri de celule, celule nervoase, numite și neuroni, și celule de susținere, numite celule gliale. Neuronii generează și conduc impulsuri nervoase, iar celulele gliale susțin, protejează și hrănesc neuronii. Fiecare neuron este format din corp celular și prelungiri neuronale. Corpul celular este celula propriu-zisă, în timp ce prelungirile pot să fie de tip dendrită sau axon. Componentele neuronului pot fi observate în imaginea prezentată. Corpul celular, celula propriu-zisă, formează substanța cenușie a sistemului nervos central, iar pe traseul nervilor formează mici ganglioni. Corpul celular prezintă membrană, citoplasmă și nucleu. În citoplasmă se găsesc organite celulare comune tuturor celulelor, dar și organite specifice neuronului, ca de exemplu neurofibrilele, care îi conferă proprietăți specifice și anume conductibilitate. Prelungirile neuronului sunt dendritele și axoni. Dendritele sunt scurte, ramificate, vin întotdeauna în contact cu celulele receptoare sau cu alți neuroni, fiind acoperite cu numeroase sinapse. Dendritele conduc întotdeauna impulsurile spre corpul neuronului, ceea ce numim conducere aferentă. Axonul este o prelungire unică, lungă, ramificat doar terminal, unde prezintă butonii terminali. Aceștia conțin vezicule cu mediator chimici, cu rol foarte important în transmiterea sinaptică. Majoritatea axonilor prezintă mielină. Aceasta este o substanță de culoare albă, este un izolator electric și influențează viteza de conducere a impulsurilor la nivelul neuronilor. Axonii conduc impulsurile dinspre corpul neuronului spre un alt neuron sau altă celulă, o celulă efectoare, de exemplu, și atunci spunem că ei conduc impulsurile eferente. Clasificarea neuronilor se poate face după mai multe criterii. Dacă ținem seama de numărul prelungirilor, avem neuroni unipolari, care conțin o singură prelungire și anume un axon, neuroni bipolari, care au o dendrită și un axon, neuroni multipolari, care au numeroase dendrite și un axon, și neuroni pseudo-unipolari, care au o prelungire unică, dar ramificată într-un T. Și atunci o parte va fi dendrita și cealaltă parte va fi axon. După cum puteți observa, din structura neuronului nu lipsește axonul. După funcția îndeplinită, neuronii pot fi de trei tipuri. Neuroni senzitivi, care vin în contact cu receptorii din organele de simț, culegând de la aceștia impulsurile pe care apoi le transmit centrului nervos. Neuroni motori, care prin axonii lor transmit comenzile către efectori, ca de exemplu mușchi sau glande, și neuronii de asociație. Aceștia se găsesc doar în sistemul nervos central. Sunt multipolari, sunt cei mai numeroși și fac legătura între neuroni, formând rețele neuronale la nivelul encefalului sau mădulei spinale. Proprietățile neuronilor sunt excitabilitatea, capacitatea lor de a interacționa la stimul prin generarea unor impulsuri electrice, impulsuri nervoase,
și conductibilitatea. Conducerea nervoasă, proprietatea prin care neuronii transmit aceste semnale electrice pe distanțe lungi, cu o viteză variabilă, în funcție de prezența sau absența mielinei. Axonii care prezintă mielină conduc impulsurile nervoase cu o viteză de 100 de metri pe secundă, în timp ce axonii lipsiți de mielină conduc impulsurile cu o viteză mai mică, de 10 metri pe secundă. Sinapsele sunt legături funcționale dintre un neuron și o altă celulă. Această altă celulă poate fi tot un neuron și atunci vorbim despre o sinapsă interneuronală, dar poate fi și o celulă receptoare sau o celulă efectoare, de exemplu o celulă musculară. Sinapsa are trei componente și anume componenta presinaptică, spațiul sinaptic și componenta postsinaptică. În această imagine avem o sinapsă interneuronală. Ea este între doi neuroni. Primul este neuronul presinaptic, iar al doilea este neuronul postsinaptic. Componenta presinaptică este butonul terminal al neuronului presinaptic. Când impulsul nervos ajunge la acest nivel, determină coborârea veziculelor cu mediatori chimici, fuzionarea, lipirea lor de membrana butonului terminal, spargerea acestor vezicule și eliberarea mediatorului chimic în panta sinaptică. Odată eliberat, mediatorul chimic va interacționa cu receptorii din componenta postsinaptică, determinând generarea unor impulsuri electrice noi la nivelul neuronului postsinaptic. Componenta postsinaptică poate fi o dendrită, poate fi corpul unui neuron sau poate fi porțiunea inițială a axonului neuronului postsinaptic. Important este să reținem că în sinapsele chimice, respectiv în sinapsele care utilizează mediatori chimici numiți și neurotransmițători, conducerea impulsurilor se face în unidirecțional, întotdeauna dinspre neuronul presinaptic, înspre neuronul postsinaptic. Sinapsele pot să fie excitatorii sau inhibitorii, în funcție de mediatorul chimic care va fi eliberat. Printre cei mai cunoscuți mediatori chimici, întâlnim acetilcolina și adrenalina, mediatori care stimulează sinapsele. Dar există și mediatori chimici care blochează sau inhibă sinapsele.